Salutare tuturor! Astăzi vin cu întrebarea. Ce înseamnă pentru voi cel mai bun prieten sau cel mai bun soț al secolului 21? Deci scrieți în comentarii ce înseamnă pentru voi cel mai bun prieten sau cel mai bun soț al secolului 21, iar eu în următoarele clipe vă spun ce înseamnă pentru mine cel mai bun soț. Da, și vă spun și ce a însemnat pentru mine cel mai bun prieten atunci când eram la perioada, în perioada de prietenie cu soțul meu. Deci, prietenul cel mai bun este acela care îți acordă foarte, 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 foarte multă atenție. 1. 2. Este acel care scrie mesaj din minut în minut. Te sună la fiecare oră. Perfecțiune întruchipată. Mai departe, este acela care îți aduce floricele. Toate femeile iubesc floricelele. Da. Și nu numai floricelele, dar este și prietenul care aduce cadouri. Fie că scumpe, fie mai puțin scumpe, nu contează. Nu contează prețul cadoului. Femeile sunt materialiste, da. Femeile sunt materialiste, nu ai ce le face, ele iubesc orice lucru oferit de persoana dragă. Chiar și o jucărie minusculă care nu are niciun rost în viața aceasta, care nu are nicio necesitate și nu va fi folosit la nimic. Femeile iubesc lucrurile acestea. Da. Iar în toată descrierea aceasta, acesta este prietenul perfect. Perfect, de care au parte majoritatea fetelor. Dar să vedeți ce se schimbă după căsătorie. După căsătorie se schimbă absolut totul. Totul se schimbă după căsătorie. Dacă primii ani mai durează, dacă primii ani mai sunt floricelele și cadourile, atunci mai târziu valoarea principală va fi timpul. Deci, cel mai bun soț al secolului 21 este acela care are timp pentru familie. Timpul a ajuns valoarea cea mai mare în ziua de azi. De ce? Pentru că există o mulțime de lucruri care fură timpul, atât a soților cât și a soțiilor. Deci vin cu un apel către dragii noștri soți, a căror soții îi așteaptă acasă. Nu fiți, vă rog, din lista celor care vin acasă după serviciu și mai și șad cu telefonul în mână și butonează până vine ora de culcare și toți se culcă liniștiți, în pace și împliniți și a doua zi din nou, vă rog, nu fiți din genul și din categoria acestor tipuri de bărbați, de soți, pentru că soțiile voastre vă așteaptă toată ziua, vă așteaptă toată ziua pentru a le spune și lor cineva o vorbă bună. De asemenea, vă rog frumos din suflet, nu fiți din categoria bărbaților care vin acasă după serviciu și soția are deja așa un cap datorită micuților care toată ziua pun o mulțime de întrebări, fac călăgie și are deja așa un cap, iar soțul vine acasă și începe să-ți pună problemele lui, e acceptabil, și începe să-ți pună problemele prietenului lui, șefului, care nu au nicio tangență cu el, dar el le spune pentru că cumva l-a mișcat, cumva l-a marcat și pe el. Și apoi, după aceea, și toată lumea e liniștită, se culcă în pace și a doua zi din nou, vă rog frumos, nu fiți în categoria nici acestor tipuri de soți. De asemenea, ce vreau să vă mai spun? Petreceți timp soților cu soțiile și cu copiii voștri. Căci în ziua aceasta, în orele prezente, sunt o mulțime de chestii care fură timpul. Telefoane, calculatoare, le știți voi care vă fură timpul, chiar și televizoarele și meciurile și absolut toate lucrurile care vă fură timpul, înlăturați-le. Și încă ceva. Nu mai fiți, vă rog, și din categoria soților care vin acasă și butonează. Butonează, da, v-am spus, în prima categorie a soților, dar aceștia sunt altă categorie. Butonează și soția începe să-l cicălească. Și el, ca să nu-l mai cicălească, a doua zi, ca să fie și soția liniștită și el fără stres, a doua zi vine cu o oră mai târziu, pentru că el mai este undeva sau
chiar la serviciu sau în mașină și butonează și butonează și vine acasă la ora culcării când soția doarme cu copiii și e bine mersi, toți sunt în pace și în liniște. De aceea, dragii mei soți, a căror soții îi așteaptă nerăbdătoare acasă, nu faceți și nu fiți din categoria acestor tipuri de bărbați. De asemenea, mai este un tip de bărbați care vin acasă, să spunem, sătuli. Sătui, sau cum se spune, măi, au mâncat bine în oraș. Vă rog frumos, când veniți acasă de la lucru, nu mâncați pe unde vă cade, pentru că soția voastră cu siguranță a pregătit ceva foarte gustos special pentru voi, ca să le acordați măcar la masă puțin din timpul vostru. Așa că, dragii mei soți, petreceți timp cu familiile voastre, petreceți timp cu soția și cu copiii voștri. Dacă voi ați avut și aveți amintiri frumoase cu părinții voștri, faceți, vă rog, același lucru cu copiii voștri, pentru că atunci când vor crește mare, nu prea vor avea ce să-și aducă aminte în legătură cu voi și cu timpul petrecut împreună. De aceea, petreceți timp cu ei, fiți soți la care toate soțiile visează și nu uitați să le spuneți soțiilor un te iubesc sincer. Nu mai au nevoie după căsătorie de flori, nu. Dacă soțul nu e acasă toată ziua și mai își trimite niște flori prin curier, credeți-mă că este egal cu zero. Și cadoul tot, după căsătorie, nu mai au rost cadourile. Nu au rost. De ce? Pentru că timpul este valoarea cea mai importantă. De aceea, acordați-le cel mai frumos cadou din timpul vostru.